În nordul țării Beiușului, la poalele munților Pădurea Craiului, pe cursul inferior al râului Valea Roșie, într-o zonă pitorească, liniștită și deosebit de frumoasă, se întinde Comuna Roșia, una dintre cele mai mari și mai frumoase comune ale județului Bihor. Zona turistică Roșia oferă posibilitatea de a vizita numeroase peșteri și chei spectaculoase, peisaje deosebite și de a practica diferite activități. Între tradițiile și obiceiurile cele mai importante sunt atelierul de țesut și colecția de viori cu goarna familiei Codoban, festivalul de pricesne de la Roșia și portul popular. Orașele cele mai importante sunt Beiuș la 18 km și Oradea la 70. Conform recensământul efectuat în 2011, populația comunei Roșia se ridică la 2384 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2636 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români, 98,87%. Pentru 1,05% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi, cu o minoritate de pentecostali. Pentru 1,5% din populație nu este cunoscută apartenența confesională.